Parcul Cismigiu este cea mai veche grădină publică din București. Dacă v-ați întrebat vreodată de la ce îi vine denumirea de Cismigiu, ei bine, aici înainte era o cișmea. Ulterior, locul a fost asanat și transformat în parc de Pavel Kiselev. Și este în forma sa actuală din 1866. Cercul militar național este vis-a-vis de Grand Hotel du Boulevard și a fost construit în anul 1912 în stil neoclasic francez. După planurile arhitecților Dimitrie Maimarolu și Victor Ștefănescu. Vis-a-vis de Cercul Național Militar este Hotel Capșa sau Casa Capșa din 1881. Majoritatea clădirilor de pe Calea Victoriei sunt construite în stil Art Deco și datează din anii 1930. Palatul Telefoanelor a fost construit în anul 1933 după planurile arhitecților americani Louis Weeks și Walter Froy. În 1933 era cea mai înaltă clădire din București și avea 53 de metri. Ne-am întors în timp în 1913. Acesta este Pasajul Victoriei. Sincer, arată cam la fel ca în 1913.
aflăm în față la Hotel Continental, un hotel din 1886 construit în stil eclectic. Calea Victoriei este una din cele mai vechi artere ale Bucureștiului. Înainte de domnia lui Constantin Brâncoveanu, strada nu făcea parte din București, se numea Drumul Brașovului. Casa Vernescu, monument istoric din 1821, acum casino. Cineva știa că mi-e dor de Italia. Am ajuns la Casa Filipescu Cesianu. Casa Filipescu Cesianu este una din puținele reședințe aristocratice rămase intacte în centrul Bucureștiului și datează din anul 1892, aparținând boierilor Filipescu.